mijlocul unei bătălii, unei bătălii grele, unei bătălii importante pentru noi, bătălie care se va da în 25 mai odată cu alegerile europarlamentare. Doamnelor și domnilor, adversarul nostru, ca de fiecare dată, este Partidul Social Democrat. Pentru a vedea exact despre cine e vorba, un adversar agresiv, un adversar care nu se dă înlături de la absolut niciun lucru, vă invit ca împreună să urmărim un filmuleț care se numește așa simplu: cine este Victor Ponta? Victor Ponta și a tuturor susținătorilor lor. Ați văzut părerile acelor angajați pe care altfel, în funcție de cum sunt plătiți, spun în fiecare seară de ceva timp încoace că Victor Ponta e minunat. Și am auzit cum strigau: ieși afară, Ponta ordinar. Victor Ponta este un prim-ministru mincinos, este un prim-ministru incompetent, este un prim-ministru corupt. Conduce cel mai corupt guvern din ultimii 22 de ani. 13 miniștri ai guvernului Ponta sunt deja trimiși în judecată. Conduce un sistem mafiot asemeni celui de la Prahova. Și când spun lucrul ăsta, mă gândesc la Mircea.